În 21 august este marcată Ziua Internațională a Modei. Cu această ocazie, Muzeul Național al Banatului amintește povestea pălăriilor paltim, simbol al modei. Încă din secolele trecute, pălăria a fost considerată un accesoriu extrem de elegant, care denotă clasă și distincție. Ei bine, Timișoara a avut una dintre cele mai renumite firme de pălării din țară. În octombrie 1899 încep lucrările de construcție a fabricii de pălării de pe malul drept al Begăi. Era singura fabrică din monarhie, apoi singura din România. Numărul inițial al lucrătorilor era de 500-550, din care 70% erau femei. Decenii de-a rândul, pălăriile de la Timișoara, fie ele de damă sau bărbătești, din pâsle sau din materiale ușoare, din paie străbat continentele. Stăpânii se schimbă, dar fabrica prosperă. Naționalizarea din 1948 a însemnat o schimbare. Reabilitarea fabricii se face prin anii 60 și producția crește de 5 ori. Pălăriile din Timișoara sunt expuse în expoziții din toată lumea: New York, Tokyo, Bagdad, Buenos Aires, Beijing sau Paris. Foarte multe dintre produsele fabricate erau exportate, iar faima lor era pe măsura calității produselor. Un întrecareu organizat pe 4 străzi ocupa până nu demult paltiumul, denumirea fabricii după 1990. Chiar la șosea funcționa un magazin de prezentare, în vitrina căruia erau așezate cochet pălăriile pe capul manechinelor. Pentru istoria Banatului, fabrica de pălării paltim rămâne un brand de referință care a demonstrat în timp că valoarea nu are granițe, dar și faptul că moda este trecătoare și uneori timpul chiar nu mai are răbdare.